Vă spunem din nou tuturor shalom și bună ziua de aici din Israel. Sunt Daniel Stanger cu știri direct de la sursă. În urmă cu câteva zile am fost împreună cu soția mea într-un weekend doar în Grecia, în Atena. Și ce să vezi, am dat peste o manifestație pro-Palestina. O să vedeți imediat imaginile și ce s-a întâmplat acolo. Însă revenind la situația din Israel, în urmă cu aproximativ o săptămână, doi miniștri din cabinetul de criză, de război, și-au dat demisia, iar zilele trecute primul ministru al Israelului, Benjamin Netanyahu, a anunțat că dizolvă parlamentul acesta de criză, guvernul de criză al războiului, datorită acestor două demisii și apoi a spus el că IDF-ul sau parlamentul poate să decidă în cazul războiului. Revenind la decizia cu IDF-ul sau armata israeliană care poate să ia decizii în caz de război, în urmă cu câteva zile, armata israeliană a luat decizia ca în Rafah să facă un coridor pentru ajutoarele umanitare care vor trece dintr-una din granițele deschise dintre Egipt și Gaza. În fiecare dimineață va fi un coridor de pace, așa se numește, în care armata israeliană nu poate să desfășoare nicio activitate de război, nu poate să bombardeze, nu poate să facă nimic decât să lase tirurile cu ajutoare să intre, iar aceasta este în vigoare aproximativ 11 ore pe zi, de la ora 8 dimineață până ora 7 seara, iar dacă IDF-ul va continua luptele, luptele vor fi doar de la 7 seara până la 8 dimineață. Primul ministru Benjamin Netanyahu împreună cu Parlamentul Israelului au fost șocați de această decizie a armatei israeliene, însă ea rămâne în vigoare până la noi reglementări. Armata israeliană continuă ofensiva în Rafah sau Rafia, așa cum o știți unii dintre dumneavoastră, și bineînțeles că vă vom ține la curent. Despre una dintre întrebările pe care mi le-ați spus, și anume dacă Israelul va începe un război cu Libanul și că s-a dat la știri în România acest aspect, în Israel nu s-a anunțat nimic deocamdată și nu se ia în considerare războiul cu Libanul deocamdată. Așa că vă rog să stați liniștiți, dacă o să fie ceva o să vă anunțăm. Și apropo, ne pregătim pentru următorul pelerinaj care va începe duminică. Avem cu ajutorul Domnului peste 35 de persoane care vor veni. Majoritatea sunt din zona Iași, Suceava, Rădăuți, iar restul sunt din zonele București, Brașov, Baia Mare. Așa că abia așteptăm, ne pregătim, ne rugăm și credem că Dumnezeu ne va binecuvânta. Stați aproape de noi, Daniel Stanger. Suntem în Atena și am dat peste un meeting pro-Palestina. Haideți să vedem ce se întâmplă aici. Aici am dat peste un meeting care e pro-Palestina și împotriva Israelului. Ați auzit "From the river to the sea, Palestine is free." Dacă îi trebuie oamenii ăștia ce e de la râu până la mare și nimeni nu o să spună sau nu o să știe despre ce este vorba. Este și o reprezentare aici a oamenilor morți sau omorâți de către Israel, însă nimeni nu vorbește despre cei 1200 de morți pe care Hamasul i-a făcut în prima zi, 7 octombrie, și alții. Iar pentru răpiții care sunt în Gaza și despre care nu se știe aproape nimic, deci 120 de răpiți, aproximativ 45 sunt deja decedați.
Și nu, de aici s-au strâns mulți oameni, de jur împrejur, însă numai vreo 10 sau 12 oameni cânt acolo. Ei țin întreaga manifestație. Este și poliția aici ca să supravegheze. Adevărul e că sunt foarte mulți evrei aici, peste tot unde te duci, auzi vorbindu-se limba ebraică. Și în mini-hotel unde stăm noi sunt încă 3 familii de evrei în cele 20 de camere cât are mini-hotelul.